Amenzi usturătoare pentru firmele cu lucrători fără contracte de muncă. La 50 de societăți din Suceava, inspectorii de muncă au descoperit 66 de persoane care prestau la negru, inclusiv doi tineri cu vârste între 15 și 18 ani. Amenziile aplicate se ridică la 470.000 de lei. În domeniul relațiilor de muncă, în perioada ianuarie-iunie 2016, inspectorii de muncă suceveni au desfășurat 1.286 de acțiuni de control, tip campanie, tematice și de fond, cu caracter preventiv, acestea vizând 1.239 de unități din toate categoriile. Conform inspectorului șef Romeo Butnariu, la 252 de angajatori s-au aplicat 152 de amenzi. Valoarea sancțiunilor a însumat 823.400 de lei, alți 271 de agenți economici alegându-se cu avertizare. Șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă menționează că din totalul controalelor întreprinse în primele 6 luni ale anului, în acest domeniu o pondere semnificativă o dețin cele axate pe depistarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată. Astfel, în urma descinderilor operate, inspectorii de muncă au depistat 50 de angajatori care întrețineau muncă fără forme legale de angajare. La acestea, 66 de persoane lucrau fără a fi semnat documentele prevăzute de reglementările în vigoare, inclusiv doi tineri cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Pe deasupra, în cazul a 30 de lucrători, contractele individuale de muncă nu au fost transmise în Registrul General de Evidență al Salariaților până cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității. Pentru munca la negru, ITM Suceava a dat amenzi în valoare de 470.000 de lei. De asemenea, în urma controalelor s-a constatat că unii dintre agenții economici încalcă reglementările privind acordarea concediilor de odihnă, cât și normele referitoare la repausul săptămânal.